Salutare tuturor! Suntem înaintea unui nou episod cu adevărat tare de tot. Știți unde suntem? BAG52, studioul nostru, sponsorii cei de la Betano, cărora le mulțumim. De asemenea și dumneavoastră pentru că din ce în ce mai mult sunteți interesați de acest proiect tare de tot. Un invitat, v-ați obișnuit, sună clișeu, dar acesta este adevărul. Nu mai are nevoie de nicio prezentare ca mai toți invitații care ne-au trecut pragul. Adriana Bacmuțeanu. Sărudnă! Bine te Bine ați venit pe la noi! Bine la mulți ani, la pentru mulți că ani. e pentru prima oară când ne vedem pe acest an 2023, în care dumneavoastră vă propuneți sau te tutui, nu? Mă pot tutui, da. În care tu îți propui, că începem așa. Să cu... fiu fericită. fericită! Da, ești, arăți! Da. Areți o femeie fericită? Da. Păi asta e important. Dacă suntem fericiți, putem să le facem pe toate. Și dacă avem sănătate, asta e ce contează. În rest, toate trec pe lumea asta, știi. Și din punct de vedere profesional, sigur, important e să fii sănătos, fericit, familie, copii, profesional. Păi dacă ești fericit, le ai pe toate. Fericirea include toate feliile astea dintr-o pizza. Apropo, că am văzut că ai sponsor Tratoria Volare, <sus> sunt prietenii mei, fac cea mai bună pizza e din adevărat? oraș. E și adevăr. viața da. e, de fapt, ca o pizza construită din felii. Te-ai gândit la asta? Nu. nu. O felie sănătatea, o felie reprezintă iubirea, o felie, o felie profesia. profesia, o, felia, o felie hobby-urile, da. o felie copii, o felie... Fericirea, o felie, timpul liber, și așa mai departe. Dar chiar în pizza aia nu sunt și felii mai puțin gustoase? Nu. Dezamăgiri? Nu. Păi din nu. asta vrem nu vrem, vreme făcută viața. Da, dar, de exemplu, dacă ai o dezamăgire pe partea de relație, de parteneriat, de. Sentimental. Sentimental? Da. Tu te uiți la felia de pizza și vezi cât e de mare sau de mică. Da. Și zici, da, aici am de îmbunătățit, că aici nu merge bine. Deci felia mea de pizza la capitolul iubire nu e întreagă, da. îți dau un exemplu, și atunci trebuie să lucrezi la asta. Mm -hmm. Dacă ai o foaie și un pic, să-ți arăt. Eu sunt adeptul... N-am fost că tocmai vorbeam înainte să începem, că n-am scenariu, n-am N-ai uh, nici foaie. măcar pizza de la volare, că este trafic astăzi în oraș e și n-am ajuns. în oraș, da. Da. Dacă ajung până la final, îți arăt. Îmi deci o felie de pizza e un triunghi, da? Mm -hmm. Un triunghi. Triunghiul ăsta, ca să fie complet, trebuie să fie... De sus până jos. E adevărat. Da? Eu îmi pun un de la, din mijlocul piței până sus. Aici e 0 și aici e 10. Și mă uit și văd cât este sănătatea mea. Sau cât e iubirea. La ce, la ce număr aș încadra treaba asta? Da. Și atunci știu unde am de lucrat. N-am timp liber, înseamnă că trebuie să fac în așa fel încât să am mai mult timp liber. Mm -hmm. N-am iubire, n-am sănătate, n-am aia, n-am aia, n-am profesie. Păi trebuie să lucrez pe partea de profesie, să văd ce pot să fac să îmbunătățesc lucrurile în așa fel încât să nu mai am dezamăgiri, să nu am regrete, să nu am frustrări și așa mai departe. Mereu ai fost așa sau viața da. te a făcut să. Nu, viața calcul... m-a făcut. Viața m-a viața făcut să iau în considerare felia de pizza și acum da. felia mea de pizza da. e aproape plină. E plină. Am găsit caietul cu exerciții de acum vreo 6-7 ani în care felia mea de pizza, era... roata vieții, cum se numește da. de fapt în coaching, da. era o roată care nu avea nicio margine mm -hmm. normală. N-are cum să meargă roata aia să se învârtă dacă laturile nu sunt egale și nu sunt cât mai... Tu ai... La margine. Da, da, da. Înțelegi ce spun? Înțeleg foarte bine și era una dintre temele da. noastre de discuție că tu încet, încet încep să excelezi în zona Important asta de, de mental coaching, nu? Important e să lucrezi cu tine. Important e să vezi unde ai problema și să te focusezi pe soluție. Eu sunt coach de vreo șase ani. Păi asta spun. Am diplomă, sunt psiholog, psihoterapeut în supervizare astăzi. Am terminat master, facultății, formări și așa mai departe. Încă mai sunt la două formări pentru că m-a virusat rău microbul ăsta. Da. Și îmi place ce fac și îmi place de fapt, hai să spun ceva, îți spun un secret. N-am de gând să salvez planeta. Până mm. la urmă nici nu mă interesează foarte tare ce fac ceilalți oameni în viața lor. Mă interesează ca mie să-mi fie bine și asta nu e egoism, înțelegi? Dacă tu pui pres pe tine și te pui pe primul loc în viața ta și uh, lucrezi cu tine, cu siguranță după aceea, când ajungi la, o, la un echilibru, îi poți ajuta și pe ceilalți. Chiar dacă e vorba de familie, chiar dacă e vorba de familie, chiar dacă e vorba de prieteni, chiar dacă e vorba despre un om de pe stradă sau uite de băiatul de acolo de la butoane. Mm -hmm. Deci, prima condiție ca tu să fii bine. Ca tu să fii echilibrat, să fii bine cu tine, da? da. Atâta timp cât tu nu ești bine cu tine, nici în viața ta nu se întâmplă miracole, nici în viața ta nu apare fericirea. Chiar dacă tu te simți împlinit fiind iubit de cineva, nu contează. Nu contează. Trebuie să te iubești tu pe tine, nu să aștepți ca altcineva să te iubească ca să fii fericit. Înțelegi? Și atunci de ce să. Păi, stai? da. Aștept iubire de la tine, da? Da. Și tu mâine dispari. Îmi zici, uite, de mâine nu te mai iubesc. Mi-am găsit o gagică, o pisipoancă de-asta cum se poartă acum, 20 de ani, cu tare, tunată, nu știu ce, nu mai place de tine. Și pleci cu pițipoanca. Și eu ce fac? Mă cufund în nefericire, da? Și au fost milioane, și de, sunt cazuri. milioane de cazuri. Deci nu-i mai bine atunci ca eu să mă iubesc pe mine, eu să mă pun pe primul loc în viața mea, eu să mă apreciez pe mine, eu să mă oblojesc dacă am o rană, o rană fizică sau o rană emoțională. Și, după aceea, Universul, Dumnezeu, îmi va scoate în cale persoana potrivită pentru mine, care și el e un întreg, care se iubește pe sine și împreună cu care să poți clădi o viață frumoasă. Face sens ce spun? Face foarte mare sens, Face, dar în teorie e una, în practică. În practică, dacă aplici, sunt principii foarte simple, numai că oamenii știu cum sunt, le e frică de schimbare. Oamenii nu vor să schimbe tabieturile, obiceiurile cu care sunt uh, familiarizați. Nu vor să schimbe nimic. Și atunci de aia se cufundă în problemă și nu vor să-și găsească soluția. Deși culmea, singura schimbare pe planeta asta, pe Pământul ăsta, știi care e, singura constantă. Singurul lucru care rămâne constant pe planetă. Ever, forever. Pătera. Schimbarea. Lucrurile se schimbă pe planetă. nu mă așteptam la răspuns. Fie ăsta, că vrem sau e... nu vrem, lucrurile se schimbă. Noi ne schimbăm. Ne schimbăm fizionomia, ne schimbăm sănătatea. Lumea se schimbă, apar clădiri noi, invenții, inovații. Uh -huh. Totul se schimbă în jurul nostru. Dacă noi rămânem încremeniți în proiect, nu putem fi fericiți. Văd pe stradă oameni îmbrăcați ca în anii 70-80. Sau oameni care merg cu capul în pământ, nici măcar nu se uită să vadă cerul cât e de frumos. De ce? Pentru că s-au cufundat într-o suferință emoțională. Ceva undeva le-a blocat sensul existenței și n-au reușit să treacă mai departe. Bine, da, dar da. refuză pentru că schimbarea asta vine atunci când simți că nu mai poți și că vrei să schimbi ceva ca să ieși din durere. Ei refuză orice fel de ajutor, de specialitate, refuză schimbarea ca idee. Da. Înțelegi? Și de asta. Bine, dar ce ne facem dacă nu au toți curajul tău? E treaba lor. E liberul lor arbitru, e destinul lor, e viața lor. Și aici vorbim de... Eu nu pot să vin să te trag de mânecă pe tine sau pe oricine urmărește podcastul ăsta și să zic, bă, mie nu-mi place cum arăți, ești cam trist, schimbă-te, fă ceva cu tine, du-te, fă niște botox sau du-te la un terapeut. Nu! Omul ăla trebuie să înțeleagă, omul ăla trebuie să caute ajutor, omul ăla trebuie să zică, să se uite în oglindă, să spună, nu-mi place ce văd, vreau o schimbare, vreau să arăt mai bine pe exterior, dar vreau să fac ceva și cu interiorul. Din păcate, în societatea consumeristă în care trăim astăzi, și în nu urma noi, întreaga omenire, punem foarte mult accent pe carcasă, pe aspectul exterior, și foarte puțin accent pe aspectul interior. Atât timp cât tu înăuntru nu ești vindecat, nu ești fericit, nu ești liber, nu ești împlinit, lucrul ăsta se vede pe față. Oricâte machiaje, oricâte injecții, oricâte, oricâți bani ai avea, înțelegi? Dar spune majoritatea suferințelor acestea are sau au legătură, depinde cum vor cei care nu urmează să facă acordul, cu relații sentimentale? Nu nu numai. Dar în principal cu ele? Nu, nu numai. Nu, Oamenii au suferințe din toate punctele de vedere. Au suferințe din familie, traume nerezolvate, rând din copilărie, probleme de sănătate. Gândește-te că sunt oameni din nefericire pe planeta asta cu probleme grave de sănătate. Oameni fără mâini și fără picioare care au ajuns speaker motivațional și care încurajează milioane de alte persoane să-și urmeze drumul. E dacă ăla fără mâini și fără picioare a reușit, eu de ce n-aș putea să reușesc să-mi clădesc o viață frumoasă? Sau ăla care știe că mai are zilele numărate, care are o boală în ultima fază incurabilă. galopantă. Da. Și el închide ochii fericiți și zice, asta este, m-am împăcat cu ceea ce mi Foarte. se întâmplă, știu că asta va urma. Aștept liniștit sfârșitul meu. Dar cum te ai resetat așa? În urma suferințelor avute, pentru că ai spus de multe ori că ai suferit mult. Cu toții suferim mult. Noi venim de fapt aici pe planetă. Eu știi că Dar nu aici, toți știi ajungem ce? la Știi ce cred eu? Te rog. că noi de fapt suntem cu toții spirite și că aparținem unui mare întreg și că venim pe planeta asta ca să învățăm niște lecții. Unii le învață, alții nu. Dacă nu îți înveți lecția, o repeți, e simplu. Ca la școală, rămâi repetent. <laughs> Înțelegi? Și faci din nou greșeli. Și faci din nou greșeli. Omul din ce învață? Din propriile greșeli. Și atunci, în momentul în care primul pas e conștientizarea, când conștientizezi că ai făcut o greșeală, ce urmează? Să o îndrepți. Nu poți să o îndrepți singur de fiecare dată, că n-ai cum. Și atunci te duci și cere ajutor. Și văd, din păcate, cazuri de oameni disperați care își caută ajutor pe la guru, pe la vrăjitoare, pe la tot felul de șamani, pe la tot felul de ghicitori în stele sau mai știu cum, și care, de fapt, nu sunt altceva decât niște șarlatani care pe moment vin cu o teorie din asta, wow, te fac eu bine, într-o ședință, în două ședințe, te pun pe picioare. Să înțeleagă toată lumea un singur lucru. Nimeni nu e mafalda pe planeta asta. Nimeni nu are între degete așa panaceu universal ca să vindece o altă persoană într-o ședință, în două. Dar ce se poate face într-o ședință sau două e să-ți dea o lecție, șarlatanul respectiv. Să-ți ia banii din buzunar, pe moment să te facă să te simți wow, ca la o săptămână, două, trei, o lună să cazi în aceeași prăpastie în care erai înainte. Adică te păcălește. Exact. Te amăgește. Da. Da. Tu ai interesul să pui problema așa pentru că vrei să-i aduci pe oameni la tine? Nu vreau să-i aduc pe oameni de la ce? mine. Nu. Cine vrea să vină, e liber să o facă. Nu vreau Dar n-am să... spus spus sustentativ. Nu vreau să-mi fac reclamă, nu. Vreau ca oamenii să înțeleagă că problemele de sănătate mentală și problemele sufletești sunt vindecate de doi factori. La psihiatrie ajungi când psihologul sau psihoterapeutul nu mai are ce să-ți facă. Și atunci decât să te duci la psihiatrie, mai bine te duci la un psihoterapeut. Înțelegi? La un profesionist al domeniului care știe cum să te ajute pe tine, sufletește, să treci peste o problemă care te apasă. Când a început pasiunea asta ta? Pentru așa ceva Pasiunea că nu asta cred mea că e, avut din, nu, e din prima tinerețe Dar a fost un vis nerealizat De ce? Pentru că m Am cunoscut succesul foarte devreme Îmi doream la 20-21 de ani Să fac a doua facultate Psihologia Mi-am cumpărat cărți, am vrut să mă înscriu Dar am început un job care m-a captat. captat foarte tare Și am renunțat la idee Cărțile au rămas, le am și acum și în minte a rămas. Și în minte au rămas, și uh, în toți anii ăștia în care am muncit galopant, am muncit de. mi-a venit rău, înțelegi, de dimineață până noaptea, uneori gândul ăsta uh, rămânea în minte și clipocea, așa clicarea. Da? Ideea, domne, dar tu cu facultatea aia ce faci? A rămas o chestie neterminată, cumva, știi, pe care acum uite că am, am terminat-o. Și continui să o uh, aprofundezi, asta spune. Continui să o aprofundezi că îmi place mie. Uh -huh. Înțelegi? Ce îți spun oamenii când vin la tine? Sau să cu ce se confruntă ei? Cu tot felul de probleme. Cu... Dar sunt probleme firești. Chiar, uite, am o persoană cu niște afecțiuni foarte grave de sănătate. Și acea persoană și-a găsit puterea interioară să lupte mai departe pentru viață. În... Și lucrul ăsta este extraordinar. În ce măsură crezi că ei vin la tine pentru că ești o persoană cunoscută și. Ai și. darul Tocmai ăsta pentru de a... că sunt uh, o persoană cunoscută și pentru că uh, ai să râzi. Vin foarte multe persoane din Showbiz. Dar nu le pot da nume, Nu, dai seama. N-am da? dat niciun nume și e logic. să Păstrezi confidențialitatea. Uh, da, dar uh, e un lucru care îmi place. Îmi place să fac bine oamenilor uh, și îmi place să-mi fac mie bine, în primul rând. După tot ce ai pătimit în viață, unde ai fi fost dacă nu te-ai fi resetat așa? La nebuni cu Magiun în vene, la spitalul nou, la Obregia. Da, e Fără, sunt foarte sigură, da. Ai avut un moment de genul ăsta? Da. De cotitură? Am avut un mom multe momente de cotitură, am avut multe momente în care am vrut să-mi iau zilele, am avut multe momente în care am zis, gata, vreau, opris planeta, că vreau să cobor, nu, ce caut eu aici în viața asta mea atât de tristă. Erai mamă? Da. Și cu toate astea ai gândit așa? Da, că mi-a murit copilul. Atunci. Da. Atunci am zis gata. E mai mult de atât, nu are ce să mi se mai întâmple. Și ai fost aproape de ce -a mai a A fost rog. foarte greu, foarte greu. Am fost o legumă ambulantă mult timp. Un zombi. Treceam pe lângă oameni pe stradă, nu vedeam nimic, nu vedeam în jurul meu, nu auzeam ce mi se spune. Nu. Mi-am închis telefonul, suna în prostie, aveam Trebuie să de apeluri pe zi. Nu. Și, doar... și m-am simțit foarte singură în perioada Deci dacă n-ar fi fost mama mea care să mă susțină așa cum a putut și ea, cred că aș fi clacat. Foarte singură pentru că te părăsiseră tot sau pentru că nu mai acceptai pe nimeni? Pentru lângă... că nu simțeam suport din partea unor oameni la care m-aș fi așteptat să fie mai suportiv și nu să fie intruziv. Adică nu le mai păsa. Oamenii de fapt erau foarte curioși să afle ce se întâmplă în viața mea și nu interesa de fapt cum mă simt eu. Îi interesa să afle o știre. Mm -hmm. Să facă un subiect. Când mi-am dat seama că. Să te de fapt, exploateze. Când mi-am dat seama că, de fapt, pentru marea majoritate a cunoscuților mei, nu reprezintă altceva decât un subiect. E lăsat. I-am am, am, -am evitat. A Eu asta fac. Când mă, nu mă simt confortabil în compania unei persoane, îi dau delete, ignor. Mm -hmm. Știi? Dar a fost anul de de greu să depășești perioada aia. Nu? A fost foarte greu, da. Bine, când îți moare un copil, nu știu dacă. Nu cred că există durere mai mare pe Nu lumea există. Asta. Cu, adică, cu siguranță nu există. Da, poți să pierzi orice în casa în, în, viață. în viață. Case, mașini, bani, să staie cineva o mână, un picior, să ai o boală, Doamne ferește. Nu se compară ca grad de durere, cred eu, când îți pierzi propriul copil. Pentru că de ce? Se dau peste cablegile firii. În mod normal, părinții pleacă primii și după aceea pleacă copiii, nu invers. Dar apariția celorlalți copii te-a te alinat, nu? Da, m-am mobilizat pentru ei, a fost ok, dar am, am vindecat în timp durerea asta. Cred că undeva, în timpul pandemiei, am simțit că sunt împăcată, în într-adevăr, cu situația care mi s-a întâmplat. Ah, deci relativ recent. Da, nu... da. Și acum ești bine. Acum da, ești bine, din câte observ? Sunt observă, poate dar, e cea mai bună versiune. Dar din... uneori mă gândesc și regret că s-a întâmplat asta, de regretul rămâne oricum. Dar spune, au mai, au mai fost și alte cauze uh, pentru care ai suferit așa? Sigur, nu se compară niciunul. Nu, cu... da, dar mai chemat aici să vorbim numai de suferință. Nu. Vezi? Am, am continuat o sunt, discuție da. începută de tine Sunt cauze, sunt multe cauze La fel ca la mine sunt foarte mulți oameni Care suferă dintr-un motiv sau altul Sau care au o problemă Nu există să fii fericit așa perpetu Înțelegi? Întotdeauna mai apare câte o chestiune de rezolvat Eu mă gândesc, nu mă mai gândesc la problemă De câte ori apare ceva Mă gândesc la cum să rezolv situația respectivă La soluție Și aici de fapt e cheia dacă te gândești la o problemă, au aleu cum să fac că n-am bani, păi te afunzi în ea și vei ajunge în situația în care ai din ce în ce mai puțin bani la fundul sacului și o să simți că ești copleșit, că ai o sărăcie lucie, că n-ai decât o coajă de pâine pe care să o mănânci. În momentul în care, într-o situație de genul ăsta, în care vezi că n-ai bani și vrei să faci ceva, gândește-te la soluție și puneți în mintea ta în fiecare zi, gândește-te intră în emoția, în starea în care ai putea fi dacă ai avea o geantă plină de bani. Așa. schimbă emoția. De fapt, emoția mișcă lucrurile pe planeta asta. Emoția noastră, la nivel de energie cuantică, mișcă lucrurile. Deci dacă eu stau să mă gândesc în fiecare zi, vai că sunt de nefericit pentru că sunt sărac și nu, îmi uresc viața și nu vreau să trăiesc așa, voi rămâne sărac. Dacă chiar dacă am un leu în buzunar, mă gândesc: am o geantă plină cu bani, știu că pare o prostie, dar nu e. Am o geantă plină cu bani, am bogăție atât cât am eu nevoie să trăiesc confortabil, mă gândesc și la o sumă de bani dacă mă ajută lucrul ăsta. Mâine sau astăzi am în buzunare 10.000 de euro, 100.000 de euro. Și mă gândesc cum mă face lucrul ăsta să mă simt fericit, împlinit, puternic, relaxat. Intră în stare, intră în emoția aia, înțelegi? Gândește-te la ceva ce nu ai, dar nu te focusa pe lipsă. Focusează-te pe câștig. În ce măsură ai reușit să-i faci pe cei care au venit la tine să gândească așa? Uh, psihoterapia nu e grea. Știi ce e cel mai greu? Rezistența clientului. Clientul care nu vrea să se și care se învârte în cerc ca un hamster pe roată. E, când obosește, dar te am învârtit pe roată, și și ia un respiro, atunci de fapt și conștientizează că nu-i greu ce vorbim. E grea rezistența lui când conștientizează că rezistența lui la schimbare e obstacolul numărul unu, după aceea totul e foarte simplu. Și nu mi-ai răspuns la întrebare. În ce măsură sunt oameni care ți-au urmat sfaturile și exemplul și acum sunt mult mai bine, să nu spun foarte fericiți? Într-o măsură suficient de bună încât să mă motiveze. Nu pot să spun acum că nici eu nu sunt mafal de asta, e să ne înțelegem. Am avut și situații în care am dat clientul unor colegi mai bine pregătiți ca mine. Am spus, mă depășește, luați-l, lucrați cu el pentru că nu pot să-l ajung mai mult. Dar tu acum ești cel mai bine din ultimii ani? Din viața mea, da. Din viața ta? Din viața mea, da. Cel mai bine? Da. Evident, cum ai făcut sau care e secretul sau cine te-a făcut? Să ajunge aici. Eu mi-am dorit să mă schimb. Eu mi-am găsit soluțiile. Eu am făcut terapie, psihoterapie, mulți ani. Eu m-am dus la școală că am vrut să învăț ca la carte, înțelegi? Am zis, domnule, dacă ăsta a fost visul meu de tinerețe pe care nu l-am realizat atunci, hai să-l fac acum, la a doua tinerețe. Pentru că în prima tinerețe n-am avut timp. Niciodată nu aveam timp disponibil. Acum vreau să spun că pe mine pandemia m-a ajutat extraordinar. De ce? Pentru că am stat cu burta pe carte. Sigur, oamenii m-au văzut la proteste, în piețe. Dar uh, pe unde nu te văd. Ok, dar alea sunt doar câteva ore pe zi. Restul orelor, eu am stat cu burta pe carte. Oamenii nu știu lucrul ăsta. N-am ieșit în oraș, că n avem unde. E adevărat că am uh, închis cât am putut de mult uh, ieșirile în oraș, prieteni, bârfeturi de astea așa. Ceea ce făceam înainte, înțelegi, ca să-mi pierd timpul? Nu. Am lucrat cu vampirul timpului, înțelegi? Da. Și am oprit scurgerile astea care nu-mi permiteau să fac ce-mi doresc eu și am luat-o pe a cărții. Eu am zis, eu vreau să învăț ca la carte, să văd cum funcționează. Da, ai făcut. Și spun și de ce, pentru că am găsit și persoane extraordinare pe drumul ăsta. Una din ele care mi-a deschis capul și vreau să-i mulțumesc este Loredana Latiș, președinta Academiei Române de Coaching, dar de la Loredan am zis, eu vreau mai mult, eu vreau să învăț dacă am un client cu o traumă, cum fac să-l ajut, dacă nu vreau să păcălesc pe nimeni. Și am luat-o pe buchia cărții. E adevărat că pe drumul meu am găsit, ți-am zis, persoane extraordinare, dar am găsit și șarlatani. Și atunci, da, mai bine ca la carte, vreau să văd sistemic lucrurile, că adică să le văd global, înțelegi? Să știu eu cum se face, să știu cum se procedează, dar ai făcut terapie și... Uh, Individual și aveai, de grup. Nu, dar și că aveai nevoie. Pentru Doamne. că aveam nevoie, da. Și în continuare. Dar în primă fază ai făcut-o pentru că aveai nevoie să da. te uh, echilibrezi. Da. Apoi vorbim de o terapie pentru că aveai nevoie să acumulezi, să oferi altora. Nu, aia înseamnă școală. Școală, Cu, da. ok, dar vorbesc Le -am de terapie. Făcut în paralel, da, am făcut terapie, da. Mult și timp. recomand tuturor celor care au o problemă sufletească și nu se simt bine în viața lor să meargă la psihoterapeut. Rețineți, la psihoterapeut, că aveți medicină complementară, că luați niște vitamine, că lucrați cu energia spirituală, bravo vouă, foarte bine. Da, mergeți la psihoterapeut, puteți să le faceți în paralel. În ce măsură pentru starea asta ta de bine e vinovat între ghilimele noul soț al tău? Așa trebuie să formulez noul soț, ce să facem, ăsta e adevărul. E un cumul de factori în care intră și noul meu soț. Da. În care intră și uh, jobul meu care e ok și care îmi place și mă motivează și mă satisface, în care intră și starea mea de sănătate care s-a îmbunătățit, în care intră și copiii mei care sunt foarte bine mersi, și în care intră până la urmă foarte multe lucruri. Timpul meu pe care mi-l folosesc pentru mine în mare măsură. Și curajul ăsta și nebunia... Nu văd de ce ar trebui pe să fie curajul ...pe care le-ai avut de fiecare dată. Nu. Știi cum e? Nu ești un copac în viața asta. Nu ești o stâncă. Nu-ți convine o situație, poți să pleci, poți să te muți. Un copac sau o stâncă nu se pot muta atât de ușor. Dar tu, ca om, poți să te duci din punctul A în punctul B. Dacă nu-ți convine situația din punctul A, e simplu. spune de noul soț. Este fix așa cum mi-am dorit și cum mi-am imaginat uh, L-ai visat? Fie. Nu că l-am visat. Îți repet, emoția mișcă lucrurile. Eu simțeam că am... O pereche uh, undeva. Exact, că îmi doresc o familie, îmi doresc un soț, îmi doresc să avem copii și totul să fie ok. Aici am spus de curaj și de nebunie. Nu e curaj că... și nebunie. Nu, lasă-mă să spun despre ce e vorba. Pentru că mulți, când trec printr-un divorț, să nu mai vorbim de uh, cazurile tale, nu le mai trebuie încă o căsătorie, încă un soț. Sunt încă... oameni blazați, oameni resemnați. Viața e frumoasă la orice vârstă și viața... da, oferă... dar nu se mai complică. Nu e, nu, de ce se, Poate nu mai vor să se complice, adică vor să stea în singurătate pentru că le e frică de eșec. E diferit. Da, te apreciez. De fapt o... e o frică de eșec acolo. Pentru în curaj. spate, dacă stai să te gândești, un om care și-a luat un bot odată de două ori, de trei ori, nu mai vrea să se exact. și în sau rămâne singur. Exact. Și tu n-ai fost așa. Nu pentru că între timp m-am schimbat pe mine. Altfel n-ai fi putut să ajungi aici. Cu siguranță nu aș fi Nu lămas... ți-ar mai fi trebuit. Nu soț, știu dacă familie. îmi trebuia sau nu, dar nu știu ce ar fi fost dacă rămâneam la fel. Uh -huh. Dar sunt foarte bine așa și vreau să-i mulțumesc și fostului meu soț. Ajungem, dar spune-ne de actualul soț. Deci ai visat la el. -am, mi l-am imaginat exact așa cum e. Și pentru că de mult? Zis, de sau da, după ce uh, te-ai Înainte să-l cunosc. Și pe nu, 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 dar zici, după ce te-ai împăcat cu tine sau din tinerețea ta ți-ai imaginat nu, 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 un bărbat? Acum. Ah, ok. Și pentru că emoția schimbă lucrurile, m-am gândit cum m-aș simți dacă m-ar lua în brațe un bărbat înalt, vânjos, cum mi-am dorit să fie soțul meu, cald, afectuos, cu toate calitățile. I-am și scris calitățile pe foaie. Le-am proiectat, le-am imaginat. Și așa a fost. În condițiile în care nu era peste drum de tine? Nu. Era departe. Și ai crezut încă de atunci că puteți Știa să să Știam că mișc... o să vină, dar și spuneam, știu că o să vii și te aștept. Și a venit. Și a venit și parcă zici că suntem marca cu scrisoarea, știi? Adică am sentimentul ăla nu de exaltare, de iubire adolescentină. Am un sentiment de așezare, ca și cum aș fi venit acasă. Și l-am întrebat și pe el și a zis că simte la fel. O liniște interioară pe care n-a avut-o niciodată. Deci, practic, de fapt, asta este... a trebuit să Treci da. prin atâtea, să ajungi să-ți întâlnești perechea potrivită. Da. Suna dar... Marea dragoste. Ele, marea dragoste. Da. Ești convinsă? Sunt convinsă și reciproca e valabilă. Acum nu știu ce o să se întâmple mâine, nu mă întreba de viitor. Nu, nu ce am de eu, întrebat. Așa. eu cred că viața e făcută din episoade, înțelegi? Și episoadele astea, până la urmă, te aduc la cea mai bună variantă a ta, sau nu? Înțelegi istoria ta de viața fiecărui om? Are două tăișuri sau două drumuri. Ori devii cea mai bună variantă a ta și începi să atragi în viața ta ceea ce îți dorești. Iubire, bani, sănătate și așa mai departe. Fericire, liniște, ce vrei tu? Poziție socială etică sau nu? Și atunci devii un om blazat, un om resemnat, un răutăcios și un om din ăsta care uh, se uită un frustrat. urât, Un frustrat, care se uită urât pe realizările altora. Știi că, până la urmă, toți ajungem la moarte și. Mai devreme sau mai târziu toți dispărem de pe lumea asta, da? Omierlim, murim, o mierlim. Murim. Nu o știu cum vrei. No, da? nu totul foarte Sunt două moduri în care mor oamenii. Unii mor în păcați și știu că asta e și mor cu zâmbetul pe buze și fericiți și lasă în urma lor lucrurile în ordine și se împacă cu situația asta care nu se poate schimba chiar dacă noi ne dorim viață veșnică. Știm că nu se poate. Și categoria a doua de oameni care mor Frustrați, supărați, triști și lasă în urma lor potopul. Și ne împăcați cu ei. Și ne împăcați cu ei, da. Da, impresionant. Impresionant și, ce să spun, e în multe cazuri aproape imposibil să ai un astfel de parcurs și un astfel de drum. Nu să e cunoști, de nu să imposibil. cunoști, nu, vorbim strict de noua cucerire, noua alegere. Un om la mare depărtare de casă, un om care vine din America, din America, să stea cu tine aici, cu un copil, adică în câte uh, cazuri sau câte în cazuri. Foarte multe cazuri. ai mai auzit? Bineînțeles. Da. Și ce îmi place este că nu are mentalitatea asta a bărbatului, mă rog, de, de mentalitate veche din România. Înțelegi, misogin. misogin care pune femeia pe locul 2. Nu. Are mentalitate americană, adică e partener cu soția și în treburile casnice și în luarea deciziilor și în așa mai departe. Cum? Știu că ai mai fost întrebată, dar cum s-a produs întâlnirea asta dintre voi? Păi am mai spus-o. S-a întâmplat pur și simplu să vină să aducă un pachet. Eu am niște conferințe online cu Carmen Hara și într-o asemenea conferință pe care o asculta mama lui. Tu erai în America, nu? Nu, de online. Ok. Uh, el era în America și a trecut pe lângă maică sa în camera unde ea asculta ce vorbeam noi acolo și Carmen spunea, dacă e cineva care pleacă în România, îl rog să-mi ia și mie pachetul cu ce avea ea de trimis. Și el a zis, da, mă ofer eu să iau pachetul și bineînțeles că mi-a trimis și mie Carmen un pachetel și a venit să mi-l aducă. Dar de fapt vroia să mă cunoască, că mă văzuse în podcasturi pe Facebook, în emisiuni și a, deci deci el, dorea să mă cunoască, da. El te avea acolo, da. în minte, și voia să te cunoască, și s-a folosit da. de. Da. Prilejul ăsta. Dar presupun că nu v-ați dat seama de la prima întâlnire că sunteți. Nu, și era atât de obosită, și m-a sunat. Emanuel, asistentul lui Carmen de aici din România, vino că vrea domnul George să te cunoască. Și eu mă gândeam, zic, zic, cine mai e domnul George, o un vreun boșoroc care a venit din America? N-am niciun chef. crede-mă că m-am dus de obrazul lui Carmen. Vino că ți-a trimis Carmen un pachetel, vino, te rog, o jumătate de oră. E ce crezi? De jumătate de oră cât eram de obosită, la 5 dimineața am ajuns acasă. Că am stat de vorbă cu domnul George în fața blocului pe bordură, ca adolescenții. Deci a fost frumos. Și de atunci din ziua deci se aia... poate. De atunci din ziua aia am făcut cum am făcut, dar am rămas împreună. Înțelegi? restul sunt detalii, nu mai are destem, da, 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 da. că le știe toată lumea. A da, venit de la de la Dar am... dacă eu pot, cred că și alte persoane pot să facă același lucru. Pot să uh, își îndeplinească visele sau să aibă viața pe care și o doresc. Dar trebuie să vrei cu adevărat, să știi ce vrei. Vrei o relație de cuplu? Gândește-te la ea, ce înseamnă relație? Știi ce -i, care e problema la noi în țară? Că uite, la școală învață pe copiii ăștia săraci toate bălăriile posibile. Dar nu învață lucrurile elementare, cum să relaționeze, ce înseamnă cuplu, ce înseamnă o familie fericită, ce înseamnă să ai un partener de viață, ce înseamnă iubire, ce înseamnă să crești copii, când vine vârsta la care să faci copii, dacă nu vrei să faci copii, cum să te protejezi și așa mai departe. Suntem țara cu cele mai multe mame minore. Eu nu cred că o fetiță de 15 ani își dorește neapărat visul ei să aibă un bebeluș în brațe. Dar lucrurile astea se întâmplă în România. De ce? Că nu ne învață nimeni la școală. Cum nici pe mine nu m-a învățat nimeni la școală ce înseamnă relație, ce înseamnă o relație fericită, ce înseamnă un parteneriat și așa mai departe. Asta ar trebui să învețe la școală. Inclusiv bune maniere. Sunt copii care nu știu să mănânce cu o furculiță, nu cu trei. Crezi că dacă ai fi avut parte de aceste lecții în tinerețe, n-ai mai fi da. șuat în viață? Cu siguranță de că ori? da, cu siguranță că da. Și uite că sunt, dar trebuie să ai bani. Sunt cursuri de dezvoltare personală, sunt tot felul de uh, after school uri din astea care mai fac cu copiii și așa ceva. Îi învață cum să-și exprime emoțiile, cum să treacă peste emoții negative, cum să gestioneze furia și așa mai departe. Noi n-am învățat asta. Noi, când eram furioși, Săream la bătaie, da? Sau primeam bătaie, sau se întâmpla ceva. Noi, ne generația mea, eu mă refer la generația mea de fete, ne doream să avem ca iubit cel mai frumos băiat în școală. Dar nu ne uitam, de fapt, cum e omul ăla pe dinăuntru. Nu, pentru că te nu. urbea fizicul. Exact. Și... Ca și după aceea, toate fetele tinere își doresc bărbați cu bani. Nu contează cum sunt aia pe untru, Să aibă portofelul gros. E singurul criteriu. Bine, dar tu ai făcut parte din da. segmentul ăsta da. al fetelor care și-au dorit și care au avut bărbați cu bani. Da, dar nu banii sunt totul. Am avut și am și renunțat la un bărbat cu bani. La domnul George, de ce altfel? Că spui că e practic perechea pe care ai visat-o și ți-ai imaginat-o întotdeauna. Este cum îmi doresc eu, este un suflet bun, e un om corect, mă iubește, simt că e reciproc sentimentul ăsta, ne facem planuri împreună, ne facem confidențe discutăm despre toate lucrurile pe care le avem de rezolvat, inclusiv relocarea asta. Am discutat-o și ne-am gândit de 100 de ori cum e mai bine să o facem. Înțelegi? Ai luat în calcul și să mergi să te stabilești acolo sau iei în calcul? Ne-am gândit și la asta i-am spus că nu și că dacă vrea el să vină aici e binevenit. Deci tu nu te-ai fi dus acolo? Nu. Nu m-aș fi dus după el acolo. Nu te-ai fi dus? Nu. Peste un gest pe care îl numim cum? de un gest rațional pentru că eu aici am doi copii de care te să am grijă. Eu nu-i pot lăsa pe copiii mei și să plec în America și să ne vedem doar online. Da. La telefon, înțelegi? Pe de altă parte și el vine cu copilul crescut acolo și obișnuit acolo. Da, -o și altă nu. o altă societate. Da și nu. Da și nu. Copilul vorbește românește, s-a integrat foarte bine la școală, deci nu e problemă. Cu tine cum e copilul lui? Foarte bine. Da. Da. Și el cu ai tăi copii? Foarte bine. Deci totul este. Și ne-am planificat, uite, chiar zilele trecute am vorbit ca uh, să ne facem nuntă undeva în vară și să plecăm în, uh, după aceea în Honeymoon. Dar ne tot gândeam, bă, nu-i corect să lăsăm copiii să plecăm noi de nebuni în Honeymoon, că îi vrea să mergem într-o croazieră. Și am zis, hai, frate, luăm Honeymoon și copii, facem Honeymoon cu toți copiii. Cu toți trei. Da. Și o puneți în practică. Și ce are? E, e foarte bine. Și mergem în Honeymoon tot familionul. Mm -hmm. Și poate mai apare încă unul. Nu Pentru știu. că m-am documentat și eu pe aici, pe acolo și da. tu ai spus că dacă da. Dumnezeu vă dă, îl primești cu brațele da, deschise. Bineînțeles. Da, bineînțeles. Deci știu... Dacă Dumnezeu permite asta, da. Ce să spun, felicitări. E Mulțumesc. o lecție de... de viață, de familie, de tot ce vrei. Într-o societate, așa cum ai spus și tu. Consumeristă, da. Consumeristă și din ce în ce mai puțin dispusă să se complice, să-și refacă da. viața, să-și cunoască. Să-și ia angajamente pe termen lung, da. Pentru că, știi, problema noastră azi este că nu reparăm lucrurile stricate, cum făceau părinții sau bunicii noștri. Noi vrem un lucru nou. S-a stricat telefonul ăsta, nu-l mai duc la reparat, iau altul nou pe care dau bani mulți, investesc în el, dar și ăla se va strica, îl arunc și pe ăla iau altul. Păi cam așa ai făcut și tu. Nu. Ei le reparau și rămâneau împreună, părinții noștri. Sau n-am da. înțeles eu bine. Ei le reparau și rămâneau împreună, da. Și tu ai schimbat nu. telefonul. Nu, eu am schimbat telefonul că nu se mai putea repara. Eu am, cred că în toți anii ăștia, cred că am fost cea mai tolerantă soție posibilă, sau așa mă consider eu, una dintre cele mai tolerante. Înțelegi, de asta am și acceptat să mă reîmpac, să o luăm de la capăt cu fostul meu soț. Uh -huh. Să ștergem cu buretele și să o luăm de la zero, tocmai pentru că m-am gândit că lucrurile se pot repara. E când am ajuns uh -huh. eu la concluzia că nu se mai pot repara, atunci am pus stop, da. Dar tu rămâi în, nu știu, în istorie, în istoria da. României, în istoria mondenă, în ce vrei tu. Da, da, rămâne drept în... femeia care. Cunoscută. Care, ce? care a divorțat cel mai mult de nu, un bărbat și cu eu. care s-a căsătorit Vezi, din nou e apoi. E o percepție greșită. Nu eu am divorțat. Fostul meu soț îmi intenta acțiuni de divorț și tot el venea să ne împăcăm. Lumea nu știe lucrurile astea. Ei cred că a fost așa o chestie de imagine, că nu. Mulți la vremea spuneau că, că e marketing, e, că da. e marketing nu, și o regie pentru a nu. fi non-stop în prim nu. plan. Și că e imposibil să te ceri cu unul, să divorțezi și posibil, apoi să te... Ba este posibil, e o relație de hmm. tip elastic, da? În care ori se depărtează, ori se apropie partenerii. o relație toxică, e adevărat. Dar nu eu intentam, eu am intentat ultimul divorț, care s-a și desfăcut până la urmă din vina soțului. Da. Dar în rest, eu am fost femeia tolerantă care mă trezeam dimineața și primeam citația de divorț chiar în domiciliul nostru comun, și chiar soțul meu îmi spunea, aveți că a venit poștașul să-ți aducă citația. Voi fiind împreună atunci. Da, după da. care trebuia să plecă, eram în divorț și îmi spunea, hai pleacă, nu mai sta aici. Și mă ceam la mine acasă și după câteva luni mă căuta și dorea să ne împăcăm. Și nu puteam să rezist, oricât de mult mă țineam tare, până la urmă făcea ce făcea și mă convingea să ne împăcăm. Mă simțeam efectiv mm. ca fachirul cu cobra. El era fakiru și eu eram în cobra. Înțelegi? nu îi reproșez nimic acum. Îi mulțumesc că dacă nu era el să mă bage în tot caruselul ăsta emoțional, nu eram persoana de azi. Însă mi-au trebuit timp, mi-au trebuit ani să-mi învăț lecția. Au fost cinci la număr, nu? Și m-am încăpățânat eu să le demonstrez tuturor că uh, această căsnicie poate să funcționeze. Au fost... De ce? Da, cinci. Dar au fost și alte certuri fără divorț. Deci fără separare fără acte. pe acte. Bineînțeles, dar sunt foarte multe cupluri în care ceartă la ordinea zilei. În care ea așa ca la și copiii se mută la masă, după care se întoarce. Dar oamenii nu mai ajung pe la tribunale și nu sunt celebri. Dar se întâmplă, există o anumită categorie de populație unde se întâmplă asta. Nu-i nimic și din comun. Inclusiv primesc mesaje de, pe Facebook de la femei care trăiesc în aceeași situație ca mine. Și, și care mă întreabă ce să facă. Și ce sfaturi? Da. Și ce le Și spune? chiar am făcut, am dat un seminar pentru tipul ăsta de femei care vor să se rupă de o relație toxică și n-au putere. Mm -hmm. dar la... Eram eu fără putere să mă rup. Deci eram atât de... <coughs> scuze, dar sunt răcită. Eram atât de, cum să spun, dominată de acest om cu o personalitate într-adevăr fantastică încât nu puteam să-i spun nu. Deci eu nu mă consider o nebună, eu mă consider o femeie care și-a găsit foarte greu tăria și care poate dacă ar fi avut alte deschideri, de asta zic educația, la școală, acasă, dacă aș fi văzut alte modele, poate nu m-aș fi încăpățânat atât de tare să, să țin această căsnicie. Bine, dar oamenii pot spune, te înțeleg, o dată, de două ori, dar de cinci ori, Pentru adică că de că ce ai repetat acele greșeli, chiar a trebuit... să nu vezi nimic din da, experiențele alte. Atât mi-a trebuit mie ca să-mi învăț lecția. Când eu am considerat că nu se mai poate, am pus stop. Dar până atunci tot credeam și aveam în mine o, un sâmbure care zicea, de dar stai că poate reușești, hai că o să se întâmple, hai că poate vine mintea la cap, hai că poate se schimbă ceva. Nu se schimbă nimic, oamenii nu se schimbă. Nici apariția copiilor n-a schimbat? O perioadă, da, a schimbat, a fost liniște. Dar cred că atunci era perioada în care el a intrat în politică și evident că avea nevoie de susținere. Și o de familie, de, și de imagine, familie. de așa mai departe, da? De el era un tip care te-a dominat mereu, nu? Da. Prin inteligență? Nu știu dacă prin inteligență, prin felul lui de a fi, prin puterea de a-i convingere, avea un magnetism. Dar nici tu nu erai vorba aceea de oriunde, adică și tu aveai și ai un grad de inteligență deci ridicat. Nu, stă, nu, de nu a... bătaia nu sau... era în inteligență, nu. bătaia era în alte lucruri. Cum ar fi? Adică, uh, ideea era cine e șeful în familie. Și, de fapt, de, cred că de aici ne și luam, pentru că nu mă simțeam partener, nu mă simțeam la mine acasă. Nu simțeam niciun umăr pe care să plâng dacă am o problemă, dar niciun umăr, o persoană cu care să mă consult dacă am o problemă sau să vorbesc, să luăm decizii comune. Î nu. Îți întorcea spatele sau nu-l interesa? Sau tot aia, în fine. Nu aveam să formulat... intru în detalii. Adică, pentru mine a fost, e un subiect închis. Nu mai vreau să dezgrop morții, uh, am pus punct inclusiv proceselor de la tribunal, m-am dus la judecător și am zis Eu nu mai vreau să mă judec. Mai erau pe rol? Am avut procese pe rol ani de zile și cred că am fost uh, cel puțin din România și cu siguranță așa este. Am avut cele mai multe procese intentate de fostul soț. Mai ții minte câte? Nu mai știu, trebuie să le număr cu avocata, ne tot gândim o, să aproximativ. stăm câteva sute. Câteva sute. Câteva sute. Procese, plângeri penale, reclamații și așa mai departe. Asta se numește hărțuire, da? Și m-am dus la judecător și am zis, vă rog eu frumos, faceți ce oți să face, nu mă interesează, băgați-mă la pușcărie. Faceți în ce vreți voi. Da, opriți-le, că eu nu mai vreau să vin la tribunal. Eu vreau să mă duc la coafur. Sau să stau acasă să dorm. și așa m-am dus și la poliție, la cercetări penale, și așa m-am dus peste tot, și la protecția copilului, și pe unde mă mai reclamas. Făceți în ce mi-o să face A, Uite vă dau mâinile le Puneți în cătușele dacă sunt vinovată de ceva Dar lăsați-mă dracu' în pace Că nu mai pot <laughs> Dar el, de ce nu te lăsa el Pentru primul? Pentru că care... e un mod de manipulare Deci când vrei să, să strivești Un inamic, ce faci? Începi să-l hărțuiești de Cum fine... poți să-l hărțuiești? Da? Știi cum e? De la iubire la ură e un pas E, când s-a terminat iubirea și începe ura, vrei să-l omori pe fostul partener de viață. Nu poți să-l omori, că intri la pu pușcărie. Și atunci ce-i faci? Nu omori altfel. Nasoale, da? Îl încep să-l bombardezi. Cu ce poți să-l bombardezi? Să îi dai, îi faci procese. Să-i faci reclamații. Să-i faci zile negre cât poți. Să să, 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 folosești, de exemplu, copiii ca o armă. O altă proie Și nu se întâmplă numai la mine. Se întâmplă în divorțurile toxice, în despărțirile toxice, cu parteneri care nu s-au înțeles și care continuă războiul și după despărțire și după separare prin intermediul copilor sau prin tribunale. E model clasic. Dacă crezi că e un model clasic aici în Balcani? Nu, mm, peste legătură tot cu... în lume și există psihologi americani și sociologi americani care sunt specializați pe tipul ăsta de separări și care au și metode prin care să eviți așa ceva. Dar spune în perioada aia cu sute de procese, familia, mama ta, ce-ți inspirau, ce-ți transmiteau? Păi ce... mama a fost singura persoană din lumea asta care m-a susținut, necondiționat. Inclusiv să revii? Da. Îmi spunea la un moment dat că mă consultam cu ea în timpul căsătoriei și în timpul certurilor. Îmi spunea, mă susținea în ideea de a avea o familie, știi? Adică hai că așa sunt bărbații, hai că bărbații mai greșesc. Tu știi mai bine ce ai de făcut, dar așa, așa e lumea. Vezi, poate și învățămintele astea din familie m-au determinat să țin cu dinții de un mort, de o căsnicie moartă, care nu mergea, de o relație moartă. De la Înțelegi? început? Nu chiar de la început, dar nici cu mult timp după ce a început. Acum am învățat că trebuie să mă las în flux și ce vine, vine, ce pleacă, pleacă. Dar te ce... te iubit și el? Da, ca altfel -ar fi pentru revenin. noi a fost o iubire absolut sinceră, da. Noi n-am avut lucruri materiale de împărțit, să ne înțelegem. Eu am făcut cu fostul meu soț un partaj voluntar. Îl am și acum acasă, la notar. I-am dat înapoi tot ce a cumpărat în timpul căsniciei. Toate acareturile, case, terenuri, la la la, achiziționate în timpul căsniciei noastre. Tocmai ca să n-am problema asta. Uh. Nu m-a interesat niciun leu. Inclusiv hainele mele au rămas de ele acasă. Eu am plecat de la el cu doi copii, cu o mie de lei în buzunar și cu, ce să zic, un telefon mobil și cam atât. 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 În condițiile în care puteai să, nu știu, te alegi cu un apartament, ce? două, mai ales că aveți doi copii împreună. Nu m-a interesat. Lasă să le lase copilor mei. Da? Dacă el are și crede că merită acești doi copii ceva din marea lui avere, le poate lăsa lor. Nu mie, eu n-am de ce. Eu am două mâini, două picioare, pot să muncesc, am munca pe umeri, nu mă interesează. Hai să spun ceva. Banii nu sunt decât o monedă de schimb. Ei trebuie, vin și pleacă. Am avut perioade în viața mea în care am avut foarte mulți bani și perioade în care n-am avut deloc. Și uite că am supraviețuit și sunt bine mersi. Ai avut foarte mulți bani prin prisma relației pe care ai avut-o cu un milionar, adică cu el sau făcut de. și tine? cu el, dar și făcut de mine, da. Și produs de mine. Eu, în toată perioada în care am fost. Doamna soție de milionar, eu am muncit. Eu n-am stat acasă. Puteam să stau acasă să mă duc în vacanță. Sau să-mi fac unghiile. Nu. Eu am muncit. Deși spuneai că în prima? Cred că n-am muncit mm -hmm. în perioada în care am fost gravidă sau am născut, în rest, n-am avut întreruperi. Mm -hmm. Copiii stau la el? Copiii acum sunt mari. Sunt adolescenți. Dar stau mai de mult la el. De, că, de acum de când a început pandemia și e foarte bine așa. Păi ce făceau cu mine într-un apartament de trei camere? Nimic. La el au o piscină interioară, sală de fitness, o sală de jocuri, fiecare are camera lui. La mine nici măcar nu putem să le ofer câte o cameră fiecăruia dintre ei, decât așa improvizat. Da, asta e o situație atipică, pentru da. că, în mare măsură, sau da. în multe cazuri, copiii stau cu mama, indiferent nu, de ce. Nu, nu neapărat. Nu, asta e o altă aberație. Da? Bineînțeles. Copiii stau acolo unde le este mai bine, din toate punctele de vedere. Mai ales financiar. Un puști de 12-13 ani, ce vrea? Ghegeturi, haine de fiță Călătorii, vacanțe Șmecherii, da? Da. Nu e firesc uh, Ca acești copii Mai ales în familiile separate Să aibă relații și cu mama și cu tata La mine au stat vreo patru ani La el mai stau vreo patru ani și gata Fiecare o să-și ia viteză Să ducă în viața lor E atât de greu? Dar îți lipsesc, nu? Nu, pentru că vorbim foarte des Să subînțelege de... că vorbiți, da dar îți lipsesc uh, fizic Nu nu. nu pentru că ne vedem foarte des. Deci nu. Copiii nu stau acolo și noi nu suntem separați. Noi ne vedem. Petreceți timp împreună? Vin să mă viziteze, plecăm în oraș, mergem pe undeva, avem weekenduri pe care le petrecem împreună. Și cu fost, fostul tău sus că văd că nu-i pronunț numele, cred că nu e întâmplător. Chiar nu vrei să-i pronunți numele, nu? Nu, vezi că o să te dea în judecată. Atenție, nu-i pronunța numele că vei primi notificare. Păi de ce să primezi notificare? Pentru care... că așa s-a mai întâmplat în de-a lungul timpului cu colegii din presă. Uh -huh. Păi pe păi motiv de ce? Nu știu și nu mă interesează. Bun, dar cu el în ce relații ești? Din punct de vedere al uh... copiilor? Aveți doi copii împreună. Vorbim prin avocat. Și cred că e foarte bine așa. Deci nu aveți texte? Nu dorește să discute cu mine. Și nu îl pot obliga. Dar e mai bine așa decât să... Ne facem reproșuri sau să începem iar să ne certăm, mai bine discutăm ce avem de discutat prin avocat și de-ațit. Dar spunem, domnul George, cum îi spui tu. George, da? Când te-a cunoscut, știa istoricul tău? Da. Adică să documentase da. omul din toate punctele de vedere? Nu știa chiar tot, dar se documentase, da. Și nu l-a speriat? Nu. Îți repet, are mentalitatea americană. Păi nu știu cum e mentalitatea americană. Mult mai open mind, adică mintea deschisă. Înțelege mai ușor situațiile astea. Deși nici acolo cred că nu sunt foarte multe nici de Nu acest... Nici acolo nu sunt, dar îți repet, situația, fostul meu mariaj nu este o excepție. Numai că noi fiind persoane cunoscute și mergând de foarte multe ori la tribunal, evident că de eu n-am auzit, nu știu, nici prieteni, amici, cunoscuți ca cineva să divorțeze, să căsătorească. Să se despartă de cinci ori și să căsătorească. Într-o relație de lungă durată, partenerii se despartă și să se împace, există. Numai că oamenii nu fac gesturi extreme, nu ajung la tribunal la prima ceartă. Dacă stau să mă gândesc să trag o linie acum, noi nici n-am avut motive foarte serioase de divorț. Pe păi așa se întâmplă în multe cazuri. Înțelegi? Motivele au fost minore. Da. Inclusiv când l-am prins cu o amantă, s-a dus și băgat l-ai prins. L-am prins, m-am dus și peste aia în casă, peste ea, că era de fapt casa noastră cumpărată în timpul căsătoriei mm -hmm. și am intrat peste ea. Și mi s-a făcut milă. Și am zis, vai săraca asta, n-are două câni la fel și două cerceafuri pe pat la fel. aici, a să <laughs> întinde soțul meu, vai. Păi și cum ai reușit să intri în casă. Păi a deschis ușa. Și ai dat năvală? Da. Păi am spus eu, bine că ai avut viața ta cura și nebunie, pentru că nu sunt multe capabile de așa ceva dar nu am n-am avut acte de violență, nu, asta de vorbă știi, eram nervoasă mă gândeam, mă duc, o bat, o mor cu bătaie, o ciufulez, nu, deci când ea, am fost într-o dimineață cu mama și cu unchimiu unchimiu a, Dumnezeu să le ierte că a murit, a ciocănit un ușă deschide, deschide că e administratorul avem Aha. o inundație, Aha. femeia a deschis și am navălit peste ea și după câteva ore de stat de vorbă, am făcut cafea, l-am trimis pe unchiul să cumpere o cafea, să cumpere un suc. Am stat de vorbă cu ea. Mi s-a făcut milă. Dar după aia el a băgat divorț. După câteva luni a venit să ne împăcăm că a greșit. Și l-am iertat. Dar a trecut, adică da, acum trecut. gata. Spui gata. că... Alte subiecte mai avem? Avem. Uite, tu și... la... Ah, da, scuze. zi tu. Nu, spune, nu. Nu, spune tu. Tu la jurnalism ai renunțat de tot? Pentru mm? că nu știu câți dintre cei care ne urmăresc cunosc amănuntul că Adriana Bacmuțeanu în tinerețea ei face interviuri cu președinte de țară, cu prim-ministru, de miniștri nu mai vorbesc, iar în ultimii ani identificată doar prin prisma acestor... Nu ce gând. Cum ba da, dacă dai un Google asta vezi, divorț, nu? căsătorie, divorț, căsătorie... Uh... Pentru că am fost cenzurată. De? În ultimii ani, de o cultă mondială. Eu sunt în continuare jurnalist, activez la un ziar central din București. Am și emisiuni de televiziune. Da, dar nu fost... mai atât de Ba da, am fost una din puținele persoane publice care s-au opus vaccinării obligatorii în țara asta. Oamenii m-au considerat din nou ciudată. Au zis că sunt o nebună, că de ce susțin că fiecare trebuie să aibă dreptul să aleagă pentru propriul corp dacă se introducă sau nu o substanță. Mm -hmm. Da? E, um am devenit virală în mediul online pentru pozițiile mele și pentru interviurile pe care le-am făcut în toată această perioadă. Dacă te uiți pe paginile mele de socializare, o să vezi acolo. Da, acum nu mai sunt ciudată, pentru că zilele astea, când vorbim noi, tocmai au apărut dezvăluiri că se știa încă din 2021 de efectele adverse ale vaccinării, care nouă populației ne-au fost ascunse. Și există inclusiv o hârtie de la Casa de Asigurări de Sănătate. În sensul ăsta, din aprilie 2021 în care se arată că unul din serurile astea are ca efect trombocitopenie, paralizii și așa mai departe. Nu, ni s-a spus că nu. Oamenii au fost îndemnați să se vaccineze cu turma. Bun, dar ai luat-o într-o altă zonă cu profesia. Nu mai avem de-a face cu interviuri, cu miniștri, da, fac și acum cu... interviuri cu miniștri, cu parlamentari, cu politicieni. În continuare, da. Dar ți-e mult mai greu ca în tinerețe să răzbești nu, este în lumea asta? Nu, mi-este mult mai ușor. Pentru că, să spun ceva, sunt tot o apă și un pământ și sunt cam la fel ca în tinerețea mea. Deci nu s-au schimbat decât motrele, figurile. În rest, au rămas aceiași. E aceeași clasă politică coruptă, e aceeași clasă politică uh, care se vrea așa undeva deasupra tuturor într-o aristocrație nemeritată. Da. E același popor sărac și necăjit. Sunt aceiași oameni care au instinct de turmă, deci dacă unul face o prostie să vaccinează, să vaccinează toți în urma lui. M-am luptat în pandemia asta cu Ludovic Orban, cu Câțu, cu Iohannis. Și uite că până la urmă adevărul iese ca uleiul deasupra apei și o să se demonstreze în continuare că am avut dreptate și eu și cei care au fost la fel ca mine, la proteste în toată pandemia, la mitinguri, um, care au avut curaj să spună ceva. În tot timpul ăsta. Dar de unde ai forța asta? Așa că nu e ușor. Eu sunt să... cu dreptatea. Păi nu, am înțeles. Asta e o concepție. Da? Dar forța să le faci pe toate. Că îți mănâncă timp, îți mănâncă energie. Să. Nu, -a... -a... pentru că îmi place ce fac, nu mi se pare că mănâncă nici timp, nici energie, nu mă stresează absolut nimic. Nu am spus că te stresează, dar trebuie să ai mereu. Uh energia de a face niște lucruri da, am energie, îmi place ce fac și atunci am energie ziua are 24 de ore din care 8-9 ore dorm or mai am și ore în care stau cu soțul am timp liber, mergem undeva și zile și ore în care lucrez deci asta este vis-a-vis uh, -vis de profesie da. în continuare. Deci sunt foarte fericită, am revenit la presa serioasă de ani, de zile deja și sunt foarte fericită în viața mea, adică e cea mai gustoasă felie de pizza da da, din nou, sp nou dar uh, spuneai de, de honeymoon, de, de nuntă, nu? Dar n-ați avut o cununie? Am, văzut, am uh, avut o logodnă, a, o logodnă. Ca să fim în fața lui Dumnezeu, să fim binecuvântați. Dar vrem să facem acte, vrem să facem o căsătorie religioasă, vreau să mă îmbrac într-o rochie de mireasă, da. Deci mai vrei? Bineînțeles. Merit. Și îmi doresc. Păi, Asta te-am și întrebat de, de multe ori sau în unele cazuri, în unele momente în acest podcast. De ce ai preferat mereu să te legi cu acte și la biserică în condițiile Pentru în care... Pentru că așa este firesc. Eu, eu cred în instituția căsătoriei. Aici pare voiam că să ajung. O instituție perimată. Mie mi se pare că, până la urmă, familia este stâlpul de bază al societății. Asta și sună așa sună, sună comunistoid, dar nu e comunistoid. Nu să crezi în valorile fundamentale ale familiei, e cred că cel mai bun lucru care îți poate pune viața în ordine. Cei care au familie și care sunt fericiți acasă în viața lor de familie, de cuplu, în, și în familia alărgită sunt oamenii care reușesc în viață, care au succes în profesie, care au o sănătate de invidiat, care trăiesc mai mult. Cei care au acasă o nefericire în viața de familie, ăia sunt măcinați de boli, de invidii, de eșec profesional și așa mai departe. Nu, eu cred că o viață de familie frumoasă te poate ajuta și în carieră. Și îți poate alinia viața. Că toată lumea e surprinsă că de ce s-a întors George. S-a întors pentru că el până la urmă e român. Și el își iubește țara. Ia gândiți-vă câți români au plecat la muncă în străinătate și poate nu sunt atât de bine pe acolo pe unde sunt. Poate suferă, poate îi macină dorul de țară. Da, dar înțeleg că era bine acolo. Eu n-am zis că era rău acolo. Și mama lui acolo, Adică n-a fost ușor să se întoarcă. Nu este ușor în continuare, dar eu cred că România ar trebui să vină înapoi în țară. Cei care își iubesc patria și cei care au făcut un chiac pe afară, cum se zice, da? care sunt bine pe afară, care au reușit în profesie, care au strâns un ban la ciorap, la bancă, să vină și să-l investească aici. Ar fi minunat pentru țara asta. În felul ăsta am ieșit din toată criza asta economică, dacă diaspora ar veni înapoi. Uite, cum, să ia exemplu de la George. Cum a venit George să vină și ei? Dacă pentru el n-a fost atât de greu, cred că nici pentru alții nu e atât de greu să vină înapoi acasă. Să-și facă oamenii un business, o fermă, o pensiune, un hotel, ce vor ei, un magazin, fiecare la ce să pricepe mai bine. Cum va fi nunta voastră, v-ați planificat-o sau? Ne-am gândit așa în mare, dar nu știu detalii. Ah, deci nu pe nu. plajă sau mai știu nu, ce. Nu, nu, la un restaurant vrem să facem o petrecere cu prietenii apropiați, cu rudele lui, să vină și fratele lui din Italia și așa mai departe. Ce te, până acum ai formulat totul, deși eu te-am dus într-o zonă din asta mai gri, așa, la modul pozitiv. Dar ce te sperie sau ce te îngrijorează, Absolut. dincolo de problemele de sănătate ferească Dumnezeu? Absolut nimic. Nimic? Nu. Deci eu mi-aștept și moartea cu fericirea pe buze, știu că se poate întâmpla oricând, că nu știm momentul în care murim și vreau să mor fericită. Și împăcată cu ceea ce sunt, adică nu... Sunt convinsă că o să mă duc într-o altă dimensiune, sunt convinsă că nu se termină totul aici. Te preocupă și subiectul ăsta? Da. Citești, la aprofundezi? Sigur că da. Da. Crezi în viața metafizică, de... da. da. Crezi în viața de apoi? Cred în viața de apoi, da. Pentru că sunt o femeie credincioasă, cred în Dumnezeu. Păi și eu cred în Dumnezeu, dar nu sunt atât de preocupat de subiectul ăsta. Dar nici eu nu sunt preocupată non-stop, dar cred că există ceva dincolo de acest corp, de această carcasă. Cred că există un spirit care nu moare niciodată. Da. Spune-ne, noi prin prisma sponsorului Betano pe care îl avem la acest podcast facem de fiecare dată cu invitatul în pariu și în ultima vreme rămâne la alegerea invitatului să propună un pariu, indiferent din ce zonă, dar unul care să, nu știu, poată fi luat în calcul, nu ceva fantezist, da. iar oamenii care ne urmăresc... Comentează, de aici rest tot felul de cote. În ce măsură se poate realiza peste un an, doi, peste o zi. Adică pariul Adrianei Bacmuțeanu în uh, această ediție. Nu știu acest... că nu fac pariuri pe viața mea. Nu, -am, dar n-am spus pe viața ta, pe orice fel de domeniu de activitate, pe ceva ce crezi tu că ar merita să pariem. Grea întrebare, nu știu să fac pariuri. Putem încerca. Pari... Încercă tu. Dă-mi un exemplu. Uite, pariu că o să. că o să ajungă prim-ministru. Pariu, că... pariu că o să candideze Chiuveșii. Ăsta e uh, domeniul hmm? politic și. Nu intrăm în politică. Nu intrăm în politică, clar. Un domeniu așa, din care să se înfrupte toți cei care ne, ne urmăresc. Uite, în zona asta de uh, coaching. Da? În ce măsură putem paria, sau pe ce putem paria, că vom fi anul ăsta mai fericiți? Ei păi nu putem paria. Nu, pentru că mentalitatea colectivă în România merge mai mult spre depresie și anxietate decât spre stare de bine. Românii sunt în esență un popor depresiv, din păcate, că așa ne-au făcut conducătorii noștri să fim. Eu cred că nu ne-au făcut ei, așa suntem noi născuți. Păi suntem născuți pentru că asta vine din generație în generație. Din generație în generație am fost asupriți de conducători. Ni s-au luat bogățiile de turci, de austrieci, de cine vrei tu, da? Mm -hmm. Toți au venit în țara asta să o jefuiască. Ce făceau? Intrau, pârjoleau satele, otrăveau fântânile, luau femeile, le făceau sclave, luau copiii, făceau eunuci, da. luau bogățiile, luau grânele din hambar, da? Deci, ce au făcut în... pe pământul ăsta? Atunci... De sute de ani. Să ne jefuiască! Am rămas cu pariul nefăcut și atunci o să iau eu taurul de coarne și o să facem pariu. Vrei, nu vrei, trebuie să susții acest pariu. că Adriana Bahmuțeanu nu va mai divorța niciodată. Nu-i un pariu. Păi nu, l-am făcut. Iar lumea... Hai bine, Să vedem ce crede. Da, și dacă... Dar nu te încântă pariul ăsta? Nu. repet, nu la la popice, ca la Înseamnă continuitate, înseamnă stabilitate și înseamnă că... S-a terminat. Tot ce se întâmplă în viață se întâmplă cu un scop. E ori o lecție, da? Ori o etapă pe care trebuie să o depășești. Dar putem face pariul ăsta. Putem face pariul ăsta. Și să ne întâlnim la un alt podcast peste un an, doi, trei să vedem în ce măsură el s-a uh, concretizat. concretizat. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Adriana Bahmuțeanu, o adevărată plăcere să o avem aici la BAC 52. Vă mulțumim de asemenea sponsorilor noștri de la Betano. Nu uitați să comentați și să vă abonați. Tare de tot. Cu bine, pe săptămâna viitoare.